Bună din nou și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi vă voi prezenta produsele terminate pe parcursul lunii martie. Ca de obicei, am strâns în pungulița mea până când se va rupe, o voi folosi pe aceasta. Mi-am pus pe buze rujul pe care l-am cumpărat în haul trecut. Bine, l-am cumpărat, l-am primit. Acel de la Dior. Arată ciudat. Așa, să începem. Eu mă gândeam că nu o să am multe produse terminate, tot trăgeam de timp, zic, hai că aștept până la sfârșitul lunii, ca să le prezint, dar când am început să le strâng, mi-am dat seama că sunt câteva. Am terminat acest parfum de la Avon, care îmi place foarte mult, mai am unul care stă în așteptare. Din păcate l-au scos din catalog. Pe mine mă încântă, mi-a cumpărat și crema de copșirul de duș. Oh, miroase demențial. Așa, am terminat această cremă de mâini de la Oriflame, care la fel mirosul este minunat. De hidratare nu pot să spun mare lucru. Sincer, nu mai stau să scot chiar tot din ea, pentru că am o grămadă de creme de mâini și prefer să o arunc oricum am stors-o cât am putut. Apoi am terminat, bine, mai multe pachetele de dischete de machiante. Sunt de la marca Bell, de la supermarketul Capravo sau Eroski, mă rog, cine știe, cine poate să știe. Apoi am terminat alt săpun. În fiecare lună termin câte un săpun, deoarece îmi plac foarte mult. Iau mereu săpunul solid, săpunul lichid unul lângă celălalt. Așa că vă imaginați că termin cât de cât. Am mai terminat un gel de duș de acela mare de la Sanex, dar l-am aruncat. Chiar am uitat să-l țin. Greșeala mea. Apoi am terminat două paste de dinți, deoarece aceasta se termina foarte greu și am spus hai să o termin. Este foarte mentolată, sincer, nu o să mai cumpăr, deoarece dacă mă spăl 2-3 zile cu ea, începe să mă piște limba și nu știu, este senzație de mâncărime în gură și chiar este foarte puternică, nu am să o mai cumpăr. Și am terminat-o pe aceasta, care e ok, am să o cumpăr. Ce pot să spun? Este o pastă de dinți. Acum am cumpărat Colgate și tot așa le schimb și mă rog. Apoi am să arunc această trusă care nu v-am arătat în colecția mea de machiaje, deoarece am de gând să o arunc de luni de zile, dar tot o pun dintr-un loc în altul și când vreau să arunc, nu o găsesc. Când o găsesc, nu e momentul să o arunc și așa mai departe. Este de la Ruby Rose, are o grămadă de timp, cred că vreo 3 ani de zile. Nu o mai folosesc de mult timp, deci poate că de mai mult de 2 ani nu o mai folosesc. Este o trusă cu o grămadă de culori, din cât se poate vedea, am folosit-o destul de mult. Partea aceasta nu am folosit-o. Și aici jos are iarăși pentru ochi și chestii de genul. Am să o arunc deoarece este veche, deoarece nu am folosit-o de mult timp și nu are rost să o țin. Apoi am terminat această mască de păr și față de la Yves Rocher. Dacă v-ați uitat pe Instagramul meu, am pus o poză pe Instagram sau pe Facebook, nu mai știu, cred că pe Facebook. Am pus o poză când mi-am aplicat ultima oară această mască. Este chiar foarte ok, este cu ulei de argan din Maroc. Aici spune că este pentru păr și pentru față. Mie pentru față, sincer, mi-a mers foarte bine. Mi-a lăsat pielea foarte catifelată. Când o foloseam, nu mi se mai coja pielea de pe nas, dar pe păr nu puteam să folosesc deoarece are niște particule ca și abrazive, nu? Mă rog, niște particule așa. Și îmi rămâneau așa printre firele de păr când îmi clăteam părul și efectiv, printre firele de păr îmi rămâneau acele particule și am zis nu pot să folosesc această mască pe păr. Deoarece oricât aș clăti-o, nu se dă jos. Și atunci am folosit-o pe față și în sfârșit am terminat-o. Nu mai vreau să aud de ea, sincer, deoarece vreau să încerc alte feluri de măști. Apoi am terminat acest șampon de la Nivea. Balsamul încă nu l-am terminat. Mi l-a trimis prietena mea, Paulina, din România. Te pup! Este chiar foarte ok. Mie îmi place mult. Miroase genial. Aici, în Spania, nu există șampon Nivea. Am văzut pe un site, au început să pună șampoane Nivea, dar ar trebui să cumperi foarte mult ca să-ți vină, să ai transport gratuit și chestii de genul, așa că nu cred că o să-mi cumpăr eu de aici șampon Nivea.
Apoi am terminat acest gel de duș de la Yves Rocher pentru piele sensibilă, care la început mi-a plăcut, deoarece are un... nu face multă spumă. Asta nu-mi place, da? Dar îmi place că... mi-a plăcut că are un miros foarte subtil, bla bla bla, nu știu ce, dar la sfârșit, deja când am ajuns pe aici, parcă nu că îi se schimbase mirosul, dar parcă mă săturasem eu de miros. Și atunci am tras de el să-l folosesc mai repede și să-l arunc și nu o să-l mai cumpăr. Pare rău. Miroase bine, m-am stropit. Miroase bine și ok, dar parcă te saturi de el la un moment dat. Apoi am terminat un pachet de snacks-uri, de batoane de la Oriflame, din acestea, care sunt foarte ok, sunt foarte bune, chiar țin de foame, dar nu am să le mai cumpăr, deoarece am probleme cu stomacul și dacă mănânc în fiecare zi, chiar îmi afectează stomacul și poate când o să mă simt mai bine, o să-mi cumpăr, de ce îmi plac. Am să arunc acest luciu de buze și îmi pare foarte, foarte rău, de la Lancaster. Eu spun Lancaster, deoarece așa se spune în Spania, pentru persoanele care m-au corectat și au de gând să mă corecteze. Este acesta. Prin august sau septembrie o să fie 2 ani de când îl am. Dar, uitați, este foarte drăguț. Sincer, mi-mi place exagerat de mult. Are o consistență minunată. Miroase bine, tot ce vrei tu, dar de vreo 2 luni, când îl aplic pe buze, este foarte amar. Exagerat de amar, nu era amar, chiar nu avea savor la început, nu avea savoare, așa, aromă. Doar avea mirosul acesta așa pe buze, nu era chiar foarte ok. Și rezistă pe buze și este super, super tare luciul de buze. Eu nu știu de ce mi s-a întâmplat ce mi s-a întâmplat, îl aplic pe buze și este foarte amar. Chiar nu pot să suport eu amăreala. Și se duce și foarte greu, deoarece este bun luciul, se duce foarte greu de pe buze, așa că o să-l arunc. Probabil vara trecută l-am avut în geantă sau pe undeva și asta la soare, m-am gândit și la opțiunea asta. Nu știu, am căutat fel și fel de opțiuni și nu găsesc explicația, sincer. Dacă ați păstrat și voi ca un luciu de buze să fie amar după un timp, vă rog să-mi spuneți, chiar sunt curioasă. Și voi arunca această gentuță micuță, care este foarte veche, deja am de foarte mult timp și mi-e scârbă de ea. Și înăuntru am pus oje și vi le arăt pe care le arunc, deoarece am făcut curățenie între ojele mele. Majoritatea ojelor le arunc deoarece sunt uscate sau sunt prea vechi. Aceasta de la pharmacy. Aceasta deja este chiar... nu este nimic în ea. Foarte puțin a mai rămas în ea. Aceasta de la pharmacy este foarte uscată. Alta de la pharmacy, chiar am avut o grămadă, de la Color Trend, este la fel foarte veche. Alta de la pharmacy, care este foarte drăguță, dar s-a întărit. Acest ojo de la Gabrini, care chiar s-a întărit, dar nu mai e mult în ea. Aceasta, care la fel este, nu mai este. Așa. Aceasta s-a întărit la fel. Bine, au o grămadă de timp, nu știu cât se țin ojele, dar... mele au grămadă de timp, aceasta de la Nati, care la fel s-a întărit. Stai niștite că am o grămadă de oje. Și arunc o ojă care m-a dezamăgit, o dezamăgire de-a mea foarte mare. Poate am să scriu un blog despre ea, dar nu... nu știu, vă spun, este ojă de la Lancome. Este aceasta, uitați cât de urâtă culoare s-a făcut. A fost un maro chiar mai deschis decât cât vedeți voi aici. Chiar... mi-a plăcut când am cumpărat, am folosit-o de 2 sau de 3 ori, nu are mult timp de când o am, nu am nici măcar de un an, nici măcar de un an. Și s-a făcut efectiv foarte lichidă, s-au separat componentele, e galbenă, e maronchis, e... nu știu. Și uite că mi-am cumpărat mai multe, când am cumpărat această ojă, mi-am cumpărat mai multe oje de la Lancome și sunt ok celelalte oje. Iar aceasta este foarte închisă, după cum vedeți. Nu a fost chiar atât de închisă la început. Bine, miroase ojă. Și nu știu, chiar m-a șocat când m-am uitat printre oje ca să le organizez puțin, ca vreau să vă filmez colecția de oje. Chiar când am văzut această ojă, am încercat să o scutur și să o scutur, să o agit și... nu știu, îmi pare rău pentru ea. Am dat o grămadă de bani pe ea, dar asta este, o arunc.
Și nu o să mai cumpăr orice scumpe, pe deoarece am pățit-o și cu cea de la Dior. Vă las în descriere linkul unde vă povestesc despre oja de la Dior. Sunt cam... am fost dezamăgită de ea. Și cam atât, nu vă mai întrețin. Dacă v-a plăcut videoclipul meu, îmi dați un like, că vreau să știu dacă ați folosit produsele pe care le-am folosit și ce experiență ați avut cu ele. Și ne revedem într-un următor clip. V-am pupat!